Evenimentul este o premieră pentru elevii școlii speciale Sfântul Mina din Craiova, care i-au întâmpinat pe oaspeții veniți de departe în mod tradițional românesc, cu pâine și sare. Evenimente au fost, dar un concert live nu. Este pentru prima dată. Și copiii cum au primit vestea? Copiii sunt nerăbdători, abia așteaptă. Cei 10 suflători și dirijorul Filarmoniei Britanica s-au aflat pentru prima dată într-o școală din România și sunt încântați de modul în care au fost primiți, dar și de felul în care au interacționat cu copiii. O să vă arate cum cântă acest instrument. Flaut. Flaut. Flautul. Flaut. Mi-a plăcut foarte mult ideea ca muzicienii să meargă în școli, să comunicăm, să interacționăm. Dacă putem să le oferim acestor copii ocazia să asculte muzică bună, atunci este minunat. Sperăm să le placă muzica noastră, așa cum place tuturor celor care o ascultă. Este plină de viață, are tonuri plăcute și sunt sigură că vor avea parte de momente frumoase. Concertul face parte din Festivalul Internațional Craiova Muzicală, în cadrul căruia până pe 17 decembrie vor concerta peste 700 de muzicieni din 10 țări.